România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Un festival din București ne-a readus în fața o problemă pe care o avem, dar despre care aproape nu vorbim niciodată. Până la urmă, societatea noastră îi consideră infractori pe cei care consumă droguri și îi tratează ca atare. Dar, în acest caz, pentru că era multă lume, lumini strălucitoare și mai multă presă fiind București, decât de obicei, să zicem mai multă presă decât de obicei, suntem atenți. Să spunem de la bun început că muzica și festivalurile nu au nicio vină. Ele doar atrag la un loc mulțimi de oameni care vor să se distreze. Și în această uriașă mulțime, vânzătorii de droguri își găsesc cel mai ușor victimele. De data asta, marfa lor a dus cel puțin la un deces și intoxicări grave ale mai multor tineri. Unii dintre ei sunt încă în comă. Testele rapide au arătat că ar fi consumat ecstasy și metamfetamine. Dar cu toții știm că aici doar mulțimea a făcut diferența. Orice licean dintr-un oraș mare îți va putea povesti despre boabe și bidoane, despre pungi sau paracetamol luat în exces sau despre tuburile cu diverse gaze cumpărate de la magazinele de bricolaj. Și mai ales despre marihuana, care ajunge foarte repede la colțurile liceelor. De fapt, dacă te învârți puțin, cu siguranță faci rost de ceva, mai ales în București. Cât de răspândit este fenomenul, vă veți întreba. De ce vorbim? Adică, până la urmă, nu e o minoritate acolo? Păi ne spune ministrul familiei, doamna Firea. Într-o postare recentă, ea vorbește despre 1,2 milioane de persoane din țara noastră care au încercat măcar odată un drog. Păi asta ar însemna 10% din populația adultă. E adevărat, în Europa ratele sunt mai mari și trec de 25%. Dar cum la noi consumul de droguri este infracțiune, aș pune mâna în foc că la sondaje de genul ăsta se mai și minte. De asta zic că numărul celor care au probleme ar trebui să fie semnificativ. Ce știm sigur este că anual peste 4.000 de oameni din România cer ajutor de specialitate, adică încearcă dezintoxicare. Și nu-l primesc neapărat, adică aici nu e o certitudine, pentru că de aici intervine rolul statului. Mai țineți minte un episod bulversant din societatea noastră de acum aproape 10 ani? Atunci, la un protest, o tânără activistă a apărut cu un tricou pe care scria "Mă piși pe el de vot". Scuzați-mi exprimarea, dar așa scria. Ne-a străbătut oroarea, dar puțini au mers să vadă ce a fost mai departe acolo. Tânăra cu pricina se numește Alina Dimitriu și este unul dintre oamenii care de ani buni lucrează cu dependenții de substanțe grele. Ei au nevoie de un tip de ajutor special, de la pastile, la seringi, la psihologi, ajutor de specialitate. Alina își făcuse tricoul respectiv după ce, ani buni, autoritățile îi ignoraseră pe oamenii ăștia și nu le furnizau niciun fel de ajutor, adică îi lăsau să moară. Acesta era protestul ei la data respectivă după ce încercase mai multe căi. Dar acesta e doar un episod din istoria societății noastre cu drogurile. De dimineață, în deșteptarea, psihiatrul Eugen Hriscu spunea că România trebuie să trateze această chestiune ca una de sănătate publică, ca pe o epidemie, a spus el, cum a făcut cu COVID-ul. Iar eu astăzi vreau să văd cât de extinsă este de fapt această problemă și cum arată ea acolo, în orașele voastre. Cât de aproape este de noi, de voi, ce știți, ce ați văzut, ce se întâmplă dacă treci prin așa ceva. Cum răspunde statul, dar familia, la toate chestiunile astea? 0372069599 este telefonul nostru. Îl repet, 0372069599. Cât de ușor sau de greu îți poți cumpăra droguri în orașul în care locuiești? Aveți astfel de experiențe? Știți astfel de cazuri? Ați încercat? De unde ați luat? Cum a fost? Sau poate ați auzit la alții, că și asta e interesant de povestit. Și, de fapt, mai e o întrebare aici. Cum vă protejați copiii și familia de aceste nenorociri? Ce le spuneți? Care e discuția dintre voi și dintre ei? Și vă sperie un astfel de fenomen în apropierea noastră? 0372069599, telefonul de la România în direct este deschis.
Mă uit și pe Facebook, mai prind mesaje de acolo. Faceți-vă curaj, e o dezbatere la care putem participa cu toții, căci este despre noi. Andreas, salut, bine ai venit la Europa FM. Bună ziua și bine v-am găsit și salutări tuturor ascultătorilor. Vorbesc din perspectiva unui tânăr de 22 de ani, sunt din Reșița și am trecut recent prin experiența liceului și puțin din facultate și pot să zic că cuvântul epidemie descrie cel mai bine situația asta și am auzit o vorbă recent că orice puș de 14 ani știe de unde să facă rost de droguri, doar poliția se pare că nu. Ceea ce e puțin tragic, dar adevărat. Se face foarte, foarte, foarte ușor rost de droguri. Poți să întrebi în stânga, în dreapta, maxim una, două, trei persoane și vei găsi o cale, garantat. Așa deci, e la voi la Reșița, adică... Nu. Am studiez și în alte, și în alte localitate și e exact același principiu, indiferent de vârstă, dacă vorbim de liceu sau de facultate, pentru că în orașele, nu că Reșița este un oraș mare, dar avem și noi câteva zeci de mii de locuitori, în fiecare liceu, pur și simplu, există minim câte o persoană, un dealer, să-l numim așa, pentru că așa este. Există un dealer de liceu pe care îl știe lumea, adică nu-i ca și cum vin da, toată lumea, inclusiv dacă ești din liceu sau nu, este crunt. Probabil că pentru multe persoane sună abominant ce spun acum, dar este realitate și este realitatea cu care se confruntă orice tânăr care chiar din clasa 7-8, nici măcar nu trebuie să ajungă la liceu. Știu cazuri de copii de 12, 13, 14 ani care au încercat să marihuana, dar și droguri mai tare, acele boabe de care pomeniți, praful, metamfetamină, săruri de baie, etc. Săruri de baie? Stai că asta cu sărurile de baie asta e nouă. Am făcut eu documentare. A fost nouă și pentru mine, dar nu știu exact ce o descriu și chiar dacă știi, probabil nu aș descrie, tocmai pentru a nu da idei. Da. Bun. Ați mai, dacă-mi permiteți, ați spus cum ne protejăm familia. Eu am un frate mai mic, care tocmai a început liceul. Și știm, și efectiv din prima zi povestindu-mi și el care este situația, nu am găsit altă soluție decât să-l pun față în față cu realitatea mult mai cruntă. Să-i explic cazuri, să-i arăt videoclipuri pe net, să-i spun experiențe în care chiar am putut să văd un om făcând foarte urât de la acele boabe, trepidând, fiind la un pas de moarte. Și probabil, na, având și el totuși 16-16 ani, a putut să facă față oarecum acestei realități crunte. I-am expus adevărul în față, poate să-l și sperii puțin, deși asta nu este cea mai bună cale și poate nici cuvântul adecvat, dar trebuie să știe. În primul rând, un copil trebuie să știe ce înseamnă consumul de droguri și ce efecte poate să aibă pe termen lung, scurt, irelevant. Trebuie să știe. Tu te porți ca un adult, adică pare că tu ești fratele, că ești părintele, nu fratele. Da, adică nu vreau să iau din credite nici cărui părinte, însă sunt depășiți de situație. Deci părinții sunt depășiți de situație, deoarece mulți îl consideră un subiect tabu, ca și cum nu discuți despre droguri, ca și copilul meu să nu afle de droguri, dar copilul dumneavoastră vă asigur că știe deja de foarte mult timp ce înseamnă consumul, ce droguri există și cum se iau și mai periculos de unde se iau. Asta e foarte interesant. Am și eu cunoștință de această situație, da, și cred că mulți dintre copii știu exact cine și cum trece pe lângă școală. Întrebarea mea exact este cum de nu știu alții, adică poliția, profesori, oameni. Nu știu cum să vă zic. Trăind atâta timp cu, nu neapărat cu anturaje de genul, dar având tangențe, este ca și cum asta este realitatea. Sigur, am avut cazuri de cunoștințe care au fost luate de dicot, de acasă. Bun. Deci acest trafic de droguri nu poate să meargă la nesfârșit în cele din urmă, însă se intervine mult prea târziu. Mult prea târziu pentru unii copii, nici nu vreau să spun câți copii mor anual în România datorită unei supradoze. Bine, noi avem o cifră oficială care e de 50 de oameni anual, 54, dacă nu mă înșel, dar... De oameni anual în România? Da, da, asta este e mult oficial. Prea puțin. Este mult prea puțin? Da, nu. Sunt convins că la câte cazuri și la, cum s-o pomeni și în deșteptarea la Europa, avem de acele țigări stropite cu acetonă și tot felul de legale care, să vă zic,
se ridică de la 20 de lei, 30 de lei gramul, nu există. Sunt sigur că mulți copii au pătimit mult mai multe și vorbesc de copii pentru că ei sunt cei mai expuși. Corpul lor reacționează cel mai rău în cazuri de genul ăsta. Și sunt cei mai expuși emoțional. Mulțumesc, Andreas, pentru mărturia ta. În publicația DC News apare următoarea mărturie a unui fost dependent. Am început cu marihuana, eram prin clasa a noua. Fumau băieți în scara de bloc și chiar în curtea liceului. Mi-au zis să încerc și eu. Îmi spuneau că e tare, că nu știu ce pierd, că nu mor dacă trag o dată, că-i doar iarbă, nu mare lucru. Măcar de curiozitate să încerc și dacă nu-mi place, nu mai fumez. Auzi asta de la toată lumea, că iarbă e ok să fumezi, că toți fumează, că ești un încuiat dacă nu o faci. Am putut să trag doar 3 fumuri. Mă ardea în piept și am zis că e o porcărie. Totuși, nu mă întrebați de ce, după o perioadă de timp am încercat din nou și din nou și din nou. Fumam în scara de bloc când ne strângeam, în părcălețul de lângă bloc, la chefuri. Și mărturia continuă cu acest tânăr care, până când a ajuns la facultate, a trecut pe legale, ei erau ieftine, te spărgeau mai tare și efectul durea mai mult. Am slăbit 15 kg, nu mâncam mai nimic, umblam toată ziua spart, eram leșinat și apoi puteam să vorbesc. Nu mă mai recunoșteau prietenii. Și totul începuse cu iarbă, spune el. Salutare, Ciprian, de unde ne suni? Salutare, din București. Deci, cu telefonul ăsta am sunat pentru că eram și în mașină cu un prieten, pot să zic așa, angajat, care are 20 de ani și care s-a drogat prima dată la 14 ani și practic s-a lăsat, nu știu dacă are un an de zile. Și de practic aveți doi într-unul. În primul rând vreau să vorbesc eu ca tânăr, și eu tânăr de 47 de ani, cum să-l parafrazez pe vorbitorul anterior. Deci, în primul rând de sistem, de problemele de sistem pe care le avem. Atâta timp cât consumatorul este infractor considerat de către legea românească, tot timpul vor avea loc abuzuri și pentru că va fi mai simplu pentru polițist să se ia de un consumator și să-l prindă pe un consumator, mai ales dacă spui în ziua de azi care stau se drogează, adică se drogează, fumează, iarbă. Vorbim acum, să zicem, de iarbă, nu? Mergem mai departe la cele grele, mai dure și mai dăunătoare, ca să zic așa, sintetice și așa mai departe. Poliția nu se va concentra pe trafic în sine, cum se întâmplă în Occident. În Occident, unde consumul este legal, legalizat într-un fel sau altul, adică este admis la anumit gramaj de ținere și așa mai departe, cu tot timpul cu condiția să nu fie de vânzare. Asta odată. Ce facem pentru copii? Am o fetiță de 11 ani și, sincer, îi prezentăm absolut tot, nu așa, ca să zic, cum a făcut cu fratele său, antevorbitorul, că îi arăt videoclipuri. Normal că nu știu că am copilul atât de mic, dar îi explicăm. De fiecare dată când vine cu o întrebare, de fiecare dată vorbim de țigări, vorbim de tutun, că și ăla e un drog, înțelegeți, nicotina. Când e vorba despre marihuana, pentru că în zona noastră maxim la marihuana am ajuns, dar am atins oarecum subiecte și genul ăsta. Dar spune-mi un lucru, că-s curios, prietenul, angajatul de care spui și care era cu tine. Da, poți să-l întrebi direct ce vrei, orice te aude și poate să-ți răspundă că suntem pe speaker. Cum a reușit să se lase? Asta e prima mea întrebare. Cu greu. E mai tare. Cu greu, foarte greu. În primul și în primul rând, să dau eu un răspuns mai direct, a devenit fetic la 19 ani. Ah, okay. Mai direct, a devenit fetic la 19 ani. Înțelegeți? La ce ajunsese? Adică ce consuma ultima dată când s-a lăsat? Ce consuma ultima dată? Ultima oară? Iarbă. Iarbă. Mai tare. Ok. Vorbește nu, că s-aude. Stai liniștit. L-a ajutat cineva sau te-a ajutat cineva ca să scapi de povestea asta? Într-o anumită măsură, da. Cine? Tatăl meu de jurul meu. Familia. Prieteni, familie, locurile de muncă de unde am fost dat afară, tot. Aha, te prindeau și te dădeau afară. Nu eram în stare de muncă, nu puteam. Deci hai să vă zic eu că eu l-am mai avut angajat la mine într-o perioadă când venea drogat la muncă și efectiv nu putea să-și îndeplinească niciun fel de obligație, adică în sensul este nichigiu, ca să mă înțelegeți, montator de montator. Nu
putea să-și ducă până la capăt nimic. Adică era foarte grav. Adică în sensul că în momentul când tu vii, fumezi toată noaptea, toată seara și vii a doua zi dimineața la muncă, n-ai nicio șansă. Și asta este cu marihuana, presupun că el le-a testat pe toate. Adică chiar știe, e mai limbut așa, tu zici să nu mai conice de limbă. Deci... Am următoare... Cum se găsesc drogurile? A, așa, da, am curiozitate, așa, uite deci, și asta. În primul rând, când ascultam intro-ul de emisiunii tale, și te-a auzit pe tine zicând că a zis Ministerul Doamnei Firea, a zis la un plan râsul și ce mult mai mult. Mult mai mult. Și recunosc și eu, am fumat marihuana la viața mea, dar este atât de ocazional încât chiar că unii ar spune că nu se poate pune la socoteală, știi? Adică din categoria socială, știi? Adică cu anumite evenimente sau știu eu, petreceri sau știu eu ce și anume. Unde le găsesc, frate? Deci eu cred, eu n-am cumpărat, așa, cred că nu niciodată, dar poate sunt 3-4 ani de zile când am întrebat în stânga și în dreapta. Dar și acum, dacă iau toți prietenii și poate și tu, fără să-ți dai seama, din agenda ta, s-ar putea să găsești pe cineva care să știe pe cineva, care știe pe cineva și care poate să-ți facă rost de un gram de iarbă să te distrezi într-un weekend. Eu cred că este aproape imposibil să nu găsești pe cineva din agenda ta telefonică proprie care să nu-ți facă rost să... Poate ar trebui să sune și poliția. Mulțumesc tare mult pentru Ciprian, pentru această relatare. Nu am avut cea mai strălucită legătură, dar am prins ideea. Despre asta e vorba, oameni buni. Uitați-vă un pic în agendele de telefon și numărul vostru. Dane, salut, ai venit la România în direct. De unde ne suni? Bună ziua, din Belgia vă sun acum. Din Belgia, ia uzi. Da, când am locuit în Iași, de acolo sunt de loc. Aveam un prieten care locuia la ultimul etaj, ai lui stăteau la țară, el locuia singur în apartament și și-a făcut plantație de cannabis. Și camera lui era încuiată, din când în când, rar, când veneau părinții lui, n-aveau acces în acea cameră și el începuse de la o mică plantă, să zicem, și pe urmă cerința care o avea nu producea el așa de mult. Adică... Vindea și în cartier, vindea la școală, aha, la liceu. Păi și nu l-a mirosit nimeni, ca să zic așa? Asta mă mir și eu. Că totuși e miros de la urât, rotare, dar nu știu. Nu l-a mirosit. Și vreau să zic că am fumat și eu. Și la un moment dat eram fumat, intrasem în casă, ai mei stăteau la masă cu niște prieteni. Și eu m-am pus pe un scaun lângă geam, mi-era foarte cald și mă mișcam destul de greu și mă uitam la ei, ei se uitau la mine și vedeam că vorbeau între ei, se uitau la mine. Vă dați seama, eu eram și băut o leacă, eram într-o stare foarte nașpa și cum mă uitam eu așa la ei, mi-a trecut un gând prin cap că ei pun la cap să mă omoare la... Da, plănuiesc să mă omoare pe mine. Gândul ăsta mi-a trecut mie prin cap în clipa aia. Și mă uitam la geam, aveam geamul lângă mine și am vrut să sar prin geam să mă salvez cum ar veni, că ei plănuiau să mă omoare pe mine. Știu că sună aberație absurdă, dar asta m-a pus gândul meu în clipa aia. Am vrut să pur și simplu să sar prin geam, dar din cauza că în halul care eram, am căzut pur și simplu plat, jos. Și m-au luat ai mei, din clipa aia mi s-a rupt filmul și m-au luat, ei mei mi-au povestit după aia că m-au pus pe pat, am dormit și următoarea zi, când m-am trezit, eram tehui, dar țineam minte perfect toată chestia care se întâmpla. Și am zis, uite cum, practic eu n-aveam nicio șansă să sar prin geamul ăla, din cel mai rău caz, rămâneam agățat în sticla aia, mă tăiam răutare și muream acolo. Câți ani aveai când a avut loc întâmplarea asta? 24. Ah, erai mare, erai adult deja. Da. S-au prins ai tăi despre ce era vorba? Nu, a știut doar un frate de-a meu. Ai mei au crezut că doar-s băut. Și de atunci am pus stop joc. Am văzut că nu-i bine deloc chestia asta și m-am îndepărtat de prietenul ăla, de tot anturajul ăla și am luat-o pe alt drum. Deci... Ai impresia că e ok, e cool să fumezi, dar nu-i deloc.
Nu e deloc bine. Și în Belgia cum e, Dane? Nu știu să zic, că n-am mirosit pe nimeni, dar știu că am fost odată în vacanță, într-un weekend am fost în Amsterdam, că e aproape, fac o oră jumate cu mașina până acolo, dar toți adolescenții care vin acolo, sau toți tinerii care vin acolo, primul lucru se duc într-un coffee shop. Se duc într-un coffee shop să-și iau brownie spațiale sau să-și iau o țigară, ceva. Brownie, știu ce sunt prăjiturile, dar spațiale, ce? Așa se cheamă brownie spațiale? Da, brownie spațiale, așa se zice, brownie spațiale are cannabis înăuntru. Am înțeles, da, acolo e legal în țară. Legalizată, da. Da. Mulțumesc pentru istoria asta și pentru învățătura asta. Știu că ar mai fi multe de spus, dar sună foarte multă lume astăzi, ce să vezi. N-aș vrea să-i confirmăm sondajul doamnei Firea, dar cred că lucrurile sunt mai grave decât le privim noi. Maria, salutare, ești la România în direct. Cu ce poveste vii? Bună ziua, mă bucur tare mult că pot să vorbesc cu dumneavoastră. Eu sunt mama unui băiat care acum 4 ani a făcut un episod psihotic din cauza consumului de marihuana. Cum mi-am dat seama că ceva era în regulă cu el, în primul rând dispăreau bani din casă, apoi, cum am spus, episodul psihotic care se manifesta prin faptul că el era total în afara realității. Nu puteai să conversezi cu el normal. Nu era nervos, dar se comporta ciudat. Începuse să aducă de afară pietre, să le colecționeze. Nu știu, multe lucruri ciudate. Și cum ți-ai dat seama că e vorba despre asta? Sora lui, deci cealaltă fiică a mea, știa că el consuma marihuana, dar ea niciodată nu îmi spusese. Și am început eu să vorbesc cu ea și să o întreb și în momentul acela am aflat că el consuma multă marihuana și, cum am spus, la fel îmi dispăreau bani și niciodată ei nu-mi spuneau pe ce îi cheltuiau și încet, încet mi-am dat seama despre ce este vorba. În cele din urmă am fost internat o lună de zile în psihiatrie. Noi locuim în Spania, nu știu dacă v-a spus doamna care mi-a făcut legături, dar noi am chemat salvarea când el a început să fie rău de tot și l-au internat o lună de zile la psihiatrie, la secția de tineret. Deci ei au centre de dezintoxicare, foarte probabil. Exact. Da, în fiecare spital de psihiatrie este un etaj dedicat tinerilor. Iar acolo el a învățat cum să se controleze, bineînțeles i-au dat și medicamente și acum, după 4 ani, eu pot să spun că sunt foarte mulțumită. El și-a revenit total, nu mai ia nici, nu mai consumă marihuana, a lăsat-o total. Într-adevăr, fumează tutun, dar, în fine, probabil că într-o zi se va lăsa și de tutun, nu știu. Dar și-a reluat studiile și lucrează în paralel și eu sunt foarte mulțumită. Dar de frica că ar putea să consume din nou, ai scăpat? Nu. Nu am scăpat de teama asta. Nu. Nu știu dacă am devenit eu prea neîncrezătoare sau... Nu știu. Uneori îl întreb, dar mai consum, dar mai fumez, dar... Și el cam se supără când îl întreb, zice, mami, eu am lăsat total marihuana. Uh-huh. Eu am alte planuri, alte interese. În toată perioada asta, te ascult. Da.
În toată perioada asta dificilă, v-a ajutat cineva? Ați primit consiliere? A rămas în tratamentul unor psihologi de acolo, de la statul spaniol? Cum s-a procedat? Pe noi ca familie, deci pe mine și pe fata mea nu ne-a ajutat nimeni, deci a trebuit să ieșim din situație cum s-a putut. Iar pe băiat, da, l-au chemat la psiholog, el a mers o perioadă, după aceea a zis psihologul, tu ești bine, nu mai veni. Da. Dar ca familie e foarte greu. E foarte greu să treci prin o situație așa. Dar am avut noroc în final. Te-ai fi descurcat fără ajutorul ăsta, Maria? Poftim? Te-ai fi descurcat de una singură, fără ajutor? Nu știu. Eu cred că el ar fi devenit din ce în ce mai... Deci s-ar fi simțit din ce în ce mai rău și... Nu știu cum am fi rezolvat situația, nu știu cum s-ar fi terminat, nu știu, chiar nu știu. De asta e important. Dar, mulțumesc. Dar asta vreau să subliniez, că trebuie ajutor, trebuie mult ajutor, trebuie multă implicare din partea medicilor, din partea societății așa în general și ceea ce ne spunea nouă doamna doctor era că trebuie să-l îmbrățișăm, deci cum să spun, trebuie să-l tratăm cu multă dragoste, cum să nu-l condamnăm, să nu-l disprețuim. Cred că asta ar fi ideea. Mulțumesc tare mult. Da, asta e ideea. Oamenii ăștia au nevoie de ajutor, în primul rând de ajutor și după aceea de pedepse. Așa se construiesc lucrurile. Iar familiile care trec prin astfel de situații trăiesc adevărate drame, ca și cele care au alte dependențe. Vă promit că vine ziua în care discutăm despre pariuri, să știți. Adică vom discuta și despre această chestiune care azi, din câte îmi dau eu seama, bulversează societatea românească acolo și sunt răsturnate niște repere. Oamenii aceștia tineri și familiile lor au nevoie de ajutor din partea statului român, de ajutor din partea prietenilor, iar noi, societatea, nu trebuie să-i privim ca pe drogații aia. Da? Adică îi privim ca pe niște oameni cărora putem să le oferim ceva. Robert, salutare, de unde ne suni? Salut, Cătălin, din București. Cum e la noi? Cum e la noi, Robert? Ascultă-mi și mine de la început și primul interlocutor care l-ai avut a spus ceea ce trebuie să se spună, adică mai mult de ce a spus respectivul, n-ai ce să mai adaugi. Din păcate, am impresia că la noi s-a deschis cutia Pandorei acum. Adică ceea ce ar fi trebuit de mult o preocupare națională a fost așa doar o chestie. Hai să ne facem și noi că ne jucăm de justiția, de legea, de... Suntem săraci, avem probleme sociale enorme, suntem o societate colectivistă, cum ar spune profesorul Daniel David de la Cluj, adică ne interesează doar de cei de lângă noi. De asta România nu a răspuns la lucrul ăsta, de asta de-abia acum ne facem bine. Dar pe tine... Da, știu ce zicem, sau încercăm. N-are legătură. Nu? Sunt alte țări mult mai amărâte decât noi și o duc mult mai bine din punctul ăsta de vedere. Adică să mă ierte Dumnezeu. Eu lucrez într-o instituție, sunt cadru militar, am o fetiță de 17 ani și mă uit cu groază la ceea ce se întâmplă în licee și nu știu, crede-mă că nu știu. Adică, la ce trebuie? Ce experiență vii? Asta să... În toate liceele și în toate... Deci, unde există o petrecere și mai nou acum și în toate mediile, mai cu ștaif, mai cu nu știu ce, mai cu... A devenit o chestie, adică nu este petrecere sau nu se ține petrecere fără să se... Fără droguri? Dacă și da? Da. Fără adică... iarbă, fără pastile sau la ce? Fără orice. Asta e ce-ți povestește copilul?
Fetița mea, am multe discuții și la un moment dat am rămas așa un pic, nu i-am zis nimic, dar mi s-a prins o rotiță. Discutam tot la fel, legat de chestia cu saga, cu astea, cum știu ce. A fost la ziua unei prietene și m-a rugat să meargă la petrecerea respectivă, dar a zis că, dumneavoastră, știți că vreau și eu să mă lăsați toată noaptea. Măi, tată, zic, pentru ce să stai toată noaptea? Că după ora 2 noaptea nu ai ce să mai faci. Am înțeles și discutam într-o zi cu ea și cu maica să eram în mașină și cum a venit vorba, zic, băi, voi ați în toate liceele astea, zic, voi ați început să faceți gășculețe și astea nu prea e ok. Ce stai tu lineșit că astea sunt de prin clasa de celălalt liceu, din clasa 8-a și zice, ce vrei să spun, că și în liceu erau găști făcute și, păi zic, și care erați? Păi era cu tare și a început să-mi spună niște nume de copii și așa. A, și la un moment dat a zis un nume de o fată. Zicea, păi ce de tare, nu, dau nume că nu e normal, că zice, se droga din clasa 8-a, da? Adică despre ce vorbim? Se droga și v-a zis și cu ce? Nu, am mai discutat, că am rămas așa, adică am schimbat subiectul. Dar problema este în felul următor. Atât timp cât în instituții importante, atât timp cât se, și astea sunt chestii cunoscute, da? Se trage pe nas și se face și se ia și se ia iarbă și alte și alte. Nici nu vă puteți imagina ce poate să ba, îmi pot imagina. Băieții de la poliția de frontieră ce poate să intre în țară, ce poate să ce vine și ce. Singura chestie ce se, hai să zicem, să ne deșteptăm odată, să ne trezim din toată nebunia asta, ar trebui, cum zicea și respectivul, să se facă o campanie din asta agresivă în școli. Sunteți trust media. Invitați-l odată pe Ministrul Sănătății pe tema asta și spuneți-i, dom'le, faceți în școli campanie sau o campanie din aia agresivă cu, într-adevăr, cu filmulețe, cu dovezi, cu nu mai stai că să punem perdeluța că e să nu mai dăm nume, stai că nu știu ce, altfel o să ne trezim cu toți copiii de 16, 17, 18, 20 de ani că o să ajungă niște legume. Fraților, e un flagel, nu mai trebuie să ne ferim. Mulțumesc. Sper să nu fie chiar atât de rău, dar această campanie este absolutamente necesară și ea începe din casele noastre. Cred că am putea aduna mărturii oră de oră aici la Europa FM despre ce ați văzut și ce ați simțit. Mergeți acasă și întrebați, da? Și o să aflați mult mai multe. Alex, salutare! Bine ai venit la salutare, România Cătălin. Direct. De unde ești? Salutare, Cătălin. Din Timișoara. Am 41 de ani. Și pot să zic că, între ghilimele, am trăit toate experiențele și frumoase și urâte și nu pot să consider că am avut vreodată probleme cu acest viciu sau cu țiclările sau cu băutura. Le-am încercat pe toate. Mi-a fost indiferent dacă le-am avut sau dacă nu le-am avut. Eu cred că, până la urmă, toată treaba ține de e individuală. Adică pe fiecare om îl afectează într-un anumit fel treaba asta, pe unii mai puțin, pe alții mai mult. Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să considerăm drogurile singurul viciu nociv. Nu trebuie să facem o campanie doar pentru droguri. Trebuie să facem o campanie pentru toate, pentru suma tuturor viciilor care sunt băutură, droguri, pariuri, toate lucrurile care sunt nocive societății. Dacă punem drogurile separat de celelalte, la fel cum ai zis și tu mai devreme, statistica arată că sunt 50 de decese anual din cauza drogurilor, corect? Da. Ai cumva o statistică și pentru alcool? Sau pentru cancerul pulmonar? Da, cu diferența. Că... Nu am pe loc, dar cu diferența că alcoolul și cancerul pulmonar te omoară în 20 de ani de la data începerii. Incorrect. Incorrect. Alcoolul te poate omoră la fel. La o supradoză de alcool ești mort în... E vorba oamenii care mor din cauza drogurilor. Exact cum ai văzut și la...
și la știri despre ultimul festival Saga. Oamenii care au murit acolo au murit din cauza unei supradoze. Din zecile de mii care au fost, probabil, sau miile care au fost la festival, un exemplu, să zicem, poate 40% au folosit una dintre substanțe, indiferent care. Dar au murit doar 2 din câteva mii. Adică oamenii au făcut o supradoză. La fel putea să facă o supradoză de alcool sau o supradoză de, eu știu, altceva. Nu e drogul... E vorba de cum te comporți tu în momentul în care folosești treaba asta. Și cel mai important... Aici ține de educație. Cine te educă. Cine te educă? Oamenii ăștia care ar trebui să ne educe pe noi și copiii noștri trebuie să aibă un argument pertinent. Copilul are o curiozitate. El se duce și întreabă: tata, ce se întâmplă dacă eu folosesc cocaină? Sau marihuana? Care e argumentul pe care îl dai, Alex? Eu, precum am zis, eu știu să-i explic copilului meu pentru că am trăit și eu acum știu, da. Pot să-i explic efectiv cum am simțit în momentul când am folosit substanța respectivă. Dom'le, uite, substanța aia m-a făcut să fiu mai agitat, să fiu mai relaxat, să fiu mai optimist, să fiu mai încrezător. Dau un exemplu. Cealaltă substanță m-a făcut să fiu mai așa. Dar în momentul în care am ieșit din comunism și noi eram zero cu toate lucrurile astea, nu le-am avut, nu ne-am drogat, nu am avut absolut nimic pe masă. Occidentul folosește drogurile astea de zeci de ani. Noi suntem mult în spatele lor. Nu avem cum să ne educăm copiii dacă nu știm ce argument să le aducem. Tata, nu folosi ăla. Tu când zici la copil, nu folosi. El o să întreabă, dar de ce să nu folosesc asta? Pentru că îți face rău. Dar care e răul ăla care mi-l face? Trebuie să-i argumentez. Dom'le, îți face rău, îți pică părul, ți se îngălbenesc dinții. Eu știu ce, ai probleme cu... Înțelegi? Să mori. Mulțumesc mult. Să știi că în alte țări se țin orele astea, cu toate efectele astea. Să spun, și aici la noi, știu că sunt încercări. Astea sunt încercări de ajutor, dar trebuie să fie cât mai dese. Apropo de decalajul față de Occident, sigur, cred că acum la consum i-am prins din urmă, sau aproape i-am prins din urmă, mai prost stăm cu metodele de a preveni lucrul ăsta. Bogdan, o să închei tu România în direct astăzi. Salut, Cătălin! Aș vrea să... Bă, numele meu e Bogdan, din București, am 35 de ani și aș vrea să propun o abordare un pic mai echilibrată, pentru că există experiențe în societăți mult mai bine dezvoltate ca a noastră, precum cea a Statelor Unite, unde cred că, îmi cer scuze, am puțin emoții, unde cred că știe toată lumea că există un war on drugs de 50 de ani, se alocă un buget anual de peste 50 de miliarde de dolari în combaterea drogurilor. Acestea fiind spuse, vă pot spune din experiența personală că am nimerit la o petrecere în America, unde eu nu am văzut atâtea droguri la un loc, nicăieri în România, câte am văzut acolo. Deși acolo, pe toate palierele, statul american face tot ceea ce poate să combată consumul de droguri, inclusiv să destructureze rețele din afara țărilor, în special din America de Sud, când vorbim de cocaină, marihuana și mai departe. Totul asta înseamnă că sunt deficiențe, sunt carențe în educație și în înțelegerea drogurilor și, dacă vrei, în înțelegerea la un nivel psihologic al oamenilor. Acum, aș putea să-ți dau și o experiență personală, pentru că eu personal am fost consumator foarte mult timp de iarbă. Cel puțin în pandemie am fumat de dimineața până seara, pentru că nu aveam ce să fac. Acum nu fumez, nu am nicio problemă, nu sunt dependent. Nu, efectiv m-am lăsat, s-a terminat pandemia, mi-am revăzut de activități în aer liber și acum nici eu, nici soția nu mai fumăm deloc. Și am reușit să trecem peste chestia asta, adică nu ni s-a format o dependență. Este clar că în societate există o problemă, mai ales în rândul adolescenților, unde există și la nivel fizionomic, există un risc, pentru că creierul se formează până la 25 de ani, iar acești tineri, dacă consumă droguri până atunci, se expun unor riscuri care le intervin la nivelul creierului. Abordarea trebuie făcută de altă natură. Prohibiția nu a funcționat și nu va funcționa niciodată așa cum ne-o dorim noi, pentru că nimeni nu-și dorește ca un tânăr de 18 ani, în loc să se ducă la facultate, să stea, să fumeze, să
Da. Bogdan, mulțumesc. Trebuie să ne oprim aici astăzi, dar te invit căci o să ne mai auzim pe acest subiect. Întrebarea este cu ce înlocuiești prohibiția? Singura veste bună în toată situația asta este că, de exemplu, campaniile anti-tutun în țările occidentale și în mare măsură în România au început să dea rezultate. Rata celor care fumează tutun e mai mică, cam peste tot. Oare găsim un mecanism similar care să nu mai facă atractive, social, cum le ziceam, bulinele astea, da? Pastilele astea, iarba și așa mai departe? Asta e întrebarea care ne rămâne din această emisiune. România în direct se încheie aici, eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă! România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.